Acest program poate fi vizionat de copiii în vârstă de până la 12 ani, numai cu acordul sau împreună cu părinții ori familia. Săptămână, Dora și-a lăsat Buburuza să zboare. S-a oprit momentul să vadă Buburuza Dori. Și l-a chemat pe Gus să o prindă. Șef, cu minte! Spuf și faci! Cântărețul s-a simțit în apele lui și chiar a fost de acord să plece după Dora până la capătul lumii. Toată noaptea au fost cu balul, am un concert ăsta, Gus! L-am adus, v-aș uite, îl primiți? Răspădui de la Chișinău! N-am ratat evenimentele mondene. Jucat cu unii artiști de-a prinselea, la propriu și la figurat. Puneți în continuare alături de Dora Show și nu ratați bârfa zilei. Parcă sunt normal, parcă sunt Dore! Și vei! Sac Dore! Și vrei, băi! Sac Dore, agrav gen! Și hai treia și în casă, damă! Garav din jirile! Se vă cu ala! Te recorci ce-i cu minte, că e a nostru! Ia câte-l, băi! Doamne! M-a făcut mult în Moldova asta! Și vrei? Atent să nu-ți zgârii colțunii! O garaf de gen! O garaf de gen! Jarășca! Vine cu aici la mine, refigior, că avem un client! Vine cu acolo venit, făt frumosul Măhăli! Iar el ghișa! Dar și el ghișa și nu vrei să te mărit! La sensul! Iau și tânăr frumos, vreo 40 de ani? Ei, bă, sfete la viața ta, băi! Dar tu nu mai vin, vezi, drojdi! 20 lei! Bine! Atent, atent! Dă-i dișa la mai, mai leoarcă! Roșu ori alb? Dă-i roșu, roșu, roșu! Ce mai faci tu? Ești, fac. Lucrez. A, lucrez. Se vede, slava Domnului, dar și lucrez tu. Tractorist. Tractorist, așa e, la brigadă. Dar ce mai este în op la brigadă acolo? Ne-am strâns toți tractoriști și combainiori și l-am dat afară pe... Cine? Pe brigadier. Așa-i trebuie, da, și dacă nu faci numai șmeserie, așa-i trebuie. Da, Tudor. A, am înțeles. Ei, lasă-te alea dracului, dar tu când ai de gând să... Să te oleac să ieși din șâp. O venit toamna, drag doamne, poftim Moldova. Uite la dâns cum arată, boxeor. Atent. Eu am ieșit. Beau și zi și noapte. Din ce ai ieșit, băi tu? Din ce ai ieșit? Eu sunt bolnav, eu am tensiune. Dar cum tensiune? În gât unde ai tensiune tu? Tensiune, da, în cap. Spune la oamenii ăștia bună seara, că vei de o țară întreagă și frumos ești. Da, unde spun? Uite acolo în camera și aia. În care? Ei, hei, la dânsul vede și scândiri. Bună seara, oameni buni, mă scuzați, că așa e cu vecinii. Scuzați. Au venit toamna, s-au început tulburelul și poftim. Toată Moldova îmblă și lucrează la brigadă, cu brigadirii. Și dăm afară brigadirii. Dar cum? Da, da, dai tu afară. Dar asta cu mătra Raisa Buhnoi, vezi tu pe mahală și face. A, și-a îmbrăcat rochea și e roșie și nu și face. Bârfiește, nu știu. Da, bârfiește, bârfiește. Ictă, na, n-ai și grăi, măi, n-ai și grăi cu oamenii ăștia. Că nu mai pot. Haideți să vedem bârfa zilei, să vedem ce se mai întâmplă în showbiz. Și înseamnă, măi, showbiz, știi? Știu, dar nu spun. A, nu spun la nimeni, este secret. Hai să vedem bârfa zilei. Opa. Doamnelor și domnilor, bună seara! Sunt Raisa Buhnă și vă prezint bârfa zilei. După ce a fost invitat la emisiunea Dora Show despre talentul lui Johi Davis, s-a auzit și în România. Interpretul a șocat toată audiența cu prestația sa de la X Factor, doar că în loc să cânte, acesta a făcut numai pi 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 pi. Hey, no, pi, pi, only pi, 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 pi. Oh, I love you like a love song, baby. Îmi dai
pipion eu? Producătoarea artistului Svetlana Snegur a declarat că Giohi ar fi ajuns direct în finală dacă și-ar fi scos ochelarii și ar fi cântat piesa De jos în sus. Eu am emoții, dacă voi m-ați... Și piesa De jos în sus, de mii de ori în primul rând ți-am spus. Eu am avut prea mari emoții și voi de aici mi-ați spus așa, mi-ați îmbibat capul, în fine, nu contează. Deci nu se scos ochelarii până la urmă. Cu toate că jurații l-au pus la pământ, Giohi Devis a primit totuși un da din partea Deliei. Interprete de peste Prut i-a plăcut atât de tare piesa De jos în sus, De jos în sus, încât i-a propus lui Giohi o colaborare și a schimbat piesa 1, 2, 3, 4 cu Mai sari de jos în sus, De jos în sus. Imaginile care urmează vorbesc de la sine. Lui Carlos Dreams îi se citea invidia pe față. Gurile rele declară că acesta i-a dat un nu lui Giohi pentru că se teme de concurență. În semn de consolare, Carlos i-a sugerat să asculte mai bine piesa Anti-exemplu. Un anti-exemplu istoric curând. Se cântă foarte prost, plus creează vestimentar și prin atitudine, o pretenție exagerată. Vă mulțumesc mult pentru atenție. Rămâneți în continuare cu Dora Show. Ne revedem săptămâna viitoare cu noi bârfe. Atenție! Cei de la situații excepționale vă avertizează să aveți grijă să nu vă loviți la cap când săriți de jos în sus. Vă mulțumesc mult, la revedere, o seară buhnită să aveți! Eu ca n-am mai văzut? Da. Eu ca asta e femeie lucrătoare, nu ca ftinii. Eu cu mâinile lucrez. Da, cu gâtul lucrați, voi băi, cu mâinile, cu gâtul lucrați. Of, ce mai faci, măi, ăsta? Și Janușcă. Iaca, iaca, iaca. Și iaca. I-am adus o bețâ vană. Dă-i pași, că noi facem bani cu dânșul. Dacă nu ori și ei, ai să... Și șlerie. Hai, noapte bună. Noapte bună. Hai și cu mine. Dă-i pași să vii, că ăsta e vârăcică și crezi. Of, tine, numai să n-ajungi, măi, ăsta, Giohi Devis. Vedeta Moldovii, măi, avea tatăl meu o vorbă, Dumnezeu să-l ierte. Dacă ești, nu ieși din ogradă, șezi acolo să te vadă satul. Dar unul se în România, talent. Și de ele acolo, că o cucerit-o pe de ele, acum o cucerit și pe mine. Cu pi-pi-pi și pa-pa-pa. Cine, Giohi? Da, Giohi, a fost în România. Nu pot crede. Dar ce nu pot crezi? Crezi că nu e stare omul ăsta. El a ajuns în România? Dar cum și-a primit? Nu! Dar și noi l-a trecut la vamă, măcar. Dar mis-o! Are pașaport, omul și-a trecut. De femeie ori de băiet? A? De fetiță ori de băiet? Nu mai înțeleg nică. De interpret, fată, că hai că grăiești prea mult și tu. Uau! Copchii ăștia în ziua de azi că nu mai înțelegi, băi, și fac. Ei își pun, ei cei mai deștepți. Drag doamne, dragii mei, haideți să vedem niște imagini interesante că am găsit. Normal că eu nu pot. Porcul Glob găsește și Dora găsește evenimente culturale și concerte și tot ce alea. Și am fost, am trimis-o pe Adriana Mieză, că, bă, ia vezi, poate găsim, poate scoatem de undeva o colijoară și haideți să vedem un material de zile mari, zile de post. Așa. De unde n-ai, dar e o tradiție să organizezi concerte mari dacă știi să cânti la nai. Constantin Moscovici a susținut două concerte care pur și simplu au aprins scena teatrului de operă și balet. 2 ore și 40 de minute cât a durat spectacolul, fără întrerupere. Lumea, am cântat de 2 ori bis la urmă ciocărlia și lumea nu vrea să plece din sală. Deci asta e cea mai mare apreciere. Îmi pare foarte bine că au participat și niște oaspeți din străinătate. Naistul își dorea să organizeze aceste show-uri chiar de ziua lui, însă nu regretă că a anticipat lucrurile. I-au fost alături colegii de braslă, care cu apariția lor au făcut spectacolele și mai memorabile. Este un proiect pilot, sper să și la anul să continui. Deci e că mai avem piese, mai avem autori și mai avem interpreți care n-au participat în anul acesta, dar sunt super pe toți. Practic, toți care într-adevăr au voci și sunt talentați. Nelly Ciobanu s-a afișat într-o rochie de toată frumusețea. Cu toate că îi ascundea turele, rochia lungă până în pământ a făcut-o pe cântăreață să arate ca o doamnă de pe copertă. Și Anatol Pivu s-au asortat și de această dată. Totuși, ea a reușit să întoarcă toate privirile, de parcă odată cu trecerea anilor doar întinerește. Doamnele, la...
Nici Pașa Parfenii n-a lipsit de la eveniment. Cântărețul a ales o ținută clasică pe care a combinat-o cu o pălărie perfectă pentru concertul hiturilor din anii 70. O noutate că Gheorghe Țopa are sacouri cât duce carul. Ținuta artistului n-a putut rămâne neobservată, chiar dacă sute de oameni au venit la concert ca să-i audă vocea. Simitorul ne pune povară și în sufletul ne... Oh! Ah, măcar, măi, măcar îți dați să-mi schefuim că altfel n-a venit și face. Măi, evenimentul a fost bun. Recunosc, frumos, m-am distrat de minuni, dar haideți să vedem. Știu că așteptați și voi, oare la cine ați duc colijoara sau tortișorul. Haideți să vedem imagini cu cele mai frumoase toale, ea că a luat o toală nouă de la Cumanitar, eu așa. Măi, stil vechi, hai să vedem și imaginile. Așa. Of! Așa, Pașa Parfenii. Ia uite la dâns și frumos. Stilat, frumos, tânăr, jiu, așa îmi place. E foarte bine că mi-aș uica cu pălărioara asta. Și bine că ai ridicat-o așa în sus, măi, stiluninez la față, că ești un bărbat frumos. Țăpi și cuțile astea de la mânuță-s bunișoare, șerșelul-i bun. Dar și nu-i văd partea de jos. Aha, pantaloniaș negri cu astea și scaloș alghi. Dar las că e bun. Bravo, ia câtă, măi. Îmbrăcat casual frumos, nu în dungi, nu în zebri. Bravo, hai următoarea și în ea. Of, Doamne. Cine e asta? A, Irina Bivol. Doamne, Irinuța, de când am văzut-o? Bună seara, Irina, și că ți salut și aici și acolo. Tot țara îmbătrânește, eu cum o știu? Tânără și frumoasă, așa și-o rămas. Zici și mie, secret, eu dar văd că mă usuc, mă duc pe apa sâmbitii. A? E secret, dar e genetic, n-ai ce-i faci. Frumoasă, tânără și cu o figură aproape ca a mie. Îmi place foarte mult rochița și îmi plac și el și Irinuța. Te rog frumos, sună-mă, dă-mi un mesaj ceva. Și dă-mi la o emisiune și el și ei sunt foarte potriviți. Unghiile roșii, ca micul ăsta, unghiile roșii, nu-l mai folosă niciodată. Dar în rest, bravo și iar bravo și bravo. Aute azi, mai numai bravo, zic că închică și pălăria, să nu zic părul din cap. Așa, e bunișor, bravo. Ai următoarea? Așa. Cine? Ei, ia câte, poftim? Bună seara, Gheorghe Țopa! Ia, dragii mei, am să vă las pe voi să vedeți singuri fără ca să vă șoptesc eu. Uitați-vă la socoaș și uitați-vă și la perdicuța mea. Mi-au rămas 2 metri, zic, da, măi, să-i dau omului să-și facă un sacou frumos din scenă. Ia uși bine stă. Înflorat. Ia uite, și albastru, tot e din stofne, poftim. Dacă, măi, omul iubește Dora Show și vrei și în pas cu dânsa, dar numai că nu preț pupă sacoașul, pantalonașul și cameșuica și aia albă. Măi, hai, cum faci și el de obicei? Fata mami, fata tati, Dora mâcă și Dora satului. Nu prea-mi place, sacoașul ăsta lușit îi spotrijește nimic. S-o, doamnă, ce mai vorbă? Nu-i bine, hai, altul. Dar dacă nu-mi place, mi-o stricat tăt sara, credem că am să dau numai de bravo, ia și neista. Moscovici, au și nai frumos are. Tătă viața am gisat cânt la nai, dar cânt la fluier, n-am și face. Așa, ia câte, aș, sacoaș, cameșuică, asta roșie e frumoasă aici, așa. E asta din buznăriel, nu-i de dorit, dar las că e bine. Nu e, nici prea, trebuie mai să iei un roșu de ăsta, nu atât de sclicitor. Un roșu așa mat, frumos, dar în schimb e binișor, bravo. O... Dar și dar să-l felicit, că e de grabă ziua lui de naștere. Felicitări, la mulți ani și scânți la nai. Mult și bine că o faci bine, așa cum hămă eu bine și mult și bine. Dacă am luat-o cu a doua și azi mă optișesc amuș. Hai să dăm cine următorul. Așa. Of, Anatol Bivol, fratele lui Irinuța. Ei, cam ieșui ca asta, leopardă va ieși. Eu să mă ușiți dacă eu o înțeleg, că nu prea-mi place. A, ies combină cu acordeonul, că e cam în aceleași nuanță. Ei, dacă așa, da. Dacă vă îmbrăcați, dragii mei, în cămașă leopard, vă luați și un acordeon ca să combini bine. Altceva n-am și zis. Hai să mergem mai departe. O rămașină, cum o cheamă? Nelicio Banu, așa-i?
Tată viața frumoasă și bucurile astea renumite, măi, asfac, este stilul Nelly Ciobanu. De când o știu, indiferent că e păr roșu, că e păr negru, că e păr blond, e ca așa bucurile date în afară, frumos. Hai să vedem rochița. Rochița îmi place, machiajul aș fi vrut să fie niște săgeți, strelce, cum mai spun fetele din ziua de azi, nu chiar așa ochi și ea mari, buzășoarele bune, ruia este unghiile, iar unghii roșii. Și, băi, moda de unghii roșii, ia uitați, unghii naturale, drag doamne. Minișor, bravo, hai, merge, pe un zeci. Aș vrea eu zeci, dar nici măcar unul și, dar nu tocmai zeci. E. Și? Cui coliva și? Și? Cui coliva, interesant. Care coliva? Care pentru haine nu bune. Dar tu cum te-ai îmbrăcat azi? Cucla Moldovia trăiești și un defilie? Așa. Și? Eu pot să-i explic. Ia, ia te rog frumos, explic cum te-ai îmbrăcat tu, cum adică îi spunești coliva tu. Nu! No! Ei, dar cum? Hai zi. Eu am combinat, tocurile mereu sunt binevenite. Așa, da. Platforma e modă, corect? Da, e foarte mod, dar cum? Așa, am combinat negrul de la Strump, da, cu negrul de la Cămașă. Așa. Rozul de la fustiță l-am combinat cu rozul de la fundiță. Așa. Și galbenul, că îmi place clarea galbenă. Galbenul cu divanul, că și l-ai combinat. Așa-mi place mie. Așa-ți place ție, așa-i? E bine? E perfect, draga mie. Cu olivă se trebuie cu sacul. Dar și de unde e tu lecții de fashion? Că la mine nu prea vii la lecții. Cum nu vin? Tătă sâmbătă aici stau. Hai, te rog, nu ca să aud mahala că te învăț să... Și... Apă și notă dai. Și notă îți dau? Hai să mă gândesc, alegi o cifră. Asta. Asta? Da. Nota 18. 18 și împărțit la 2 și minus 6 și aici spăghești 1. Hai, du-te rog, eu nu știu de aici la... Colibii trebuie. Da, bă, mi-e interesant. E interesant, ții. Hai, apas play. Hai, și apăsăm play, da. Și? Și vouă vă interesant, așa e? La cine merge coliva? Dar la omul nu i-a fost interesant. Hai să vedem. Așa. Salutare, dragilor! Astăzi cutia Dorei o va deschide Gheorghe Țopa. L-am prins la un eveniment mondan și am decis că trebuie neapărat să punem aici ceva. Ce? Urmează să vedeți voi în curând. Asta este o surpriză din partea noastră. Pur și simplu, chiar am vrut să o surpriză. Te mi dai de la... Ia, lasă-mă, trup! Domnul, stați-le! Tu m-ai chemat pentru un interviu? Ți-am spus ție că mai am așit, nu trebuie, nu vreau nimic, eu n-as uit niciodată. N-as uit niciodată. Nu vreau nimic o situație. Ce mai aleargă, Doamne Dumnezeule! Prin Nicoliva. Ce? Dar nu era Coliva. Ia liniște, stai. Veni într-una, că ai intrat în viața mea. Mai! Cum se strecură minciuna. Ha! Vorba și ea, zici și lumea și n-ar zici. Și dacă Coliva mie e apreciat, iubit. Eu n-am înțeles, ea așa este lângă mine. Da. Domnul Țopa, dar și te-o măjit fata și ea când te-o chemat la un interviu. O vrut, tu ești tima tale că acolo își de coliva. Dar poate era și reașa de tort. Sau vorba și ea, simți că te-ai îmbrăcat nu chiar frumos pe gustul meu și o șapă să fugă. Apoi el te urmărește. Știi că faci colivă bună. De atât și fugi, așa-i? Da. Dar știi vorba asta din popor, dragii mei? Dacă nu o știți, vă rog să o notați. Fuga e rușinoasă. Opa. Dar flămândă, că nu-mi dă coliva. Dacă puțin. Dar e sănătoasă. Care-i sănătoasă? Că el, dacă o gusta, poate că-i vine și o lecție inspirația. N-am înțeles.
Și n-ai înțeles. Gluma asta. Ia, fuga e rușinoasă, dar e sănătoasă. Așa e originalul, dar noi schimbăm originalul și te uiți fereastră. Și fuga rușinoasă și beșinoasă. Ce ptine? Patrei. E copiii ăștia, n-ai și faci cu dânsă, dragii mei, și să-i fac. Oamenii nu vor colivă, mă tind ca să... N-a să mai fac mică. Dar nu poți, te îmbraci și în... În rochi cam e, așa-i? Nimănie în ședighini. Nimănie în ședighini, că-s frumoasă. Doamna Bivol. Cine? Doamna Bivol. Doamna Bivol, dar e frumoasă ca și minima, e rețept, tinereții veșnice, știi sau nu știi? Dar nu-mi place așa, parcă de siliotcă, nu știi cum... La așa femeie, dar de siliotcă se spune. Eu ți-am să-ți dau muș balienă, du-te de aici. Vezi, poate vine și vreun invitat, ceva. Cine, amor? Dragii mei, vreau să, până o să-mi vine invitatul, vreau să vă reamintesc. Dacă n-ați dat like la pagina Dora Show pe Facebook, nu ezitați, încercați, lăicuiți și tătăți fii bine și foarte frumos. Hai că aștept musafirul, dar și... Că este amatic ca să întârzi sau... Ai, e câtălă, ia. Antidora! Și? Da, l-am prins! Cu rața în gură. Ia tele din barbă, măi. O, bună seara. Dar stai mai unde așa? Să rămână, doamnă. Să rămână, doamnă. Mulțumesc, să râs și eu mâna părinte. Și faci? Și mai faci? Mă uit cum bate lumina. Ia uite, bate lumina, așa. Mâinile nu-s de jin, nu-s de drori, de nimic. Nu-i roșu, nimic, e curată, spălat, parfumat. Iată așa că, ci că eu, ci că tu, ci că I love you, ci că noi, ci că doi, ci că amândoi. Dar suntem în trii, dar măi, așa. Trio, ia nu, zicea și mă amândoi. Eu pun mâna pe barbă, le ușor de mărbă, noi în sat nimeni nu are ușor bărbă. M-a preutoar la noi în sat. Da, nu m-a preutoar. Vrei să arăt cum sărut fluturașul? Da. Așa. Băleu, nu-mi scapa ta, măi guz. Băi, doamne, doamne, să-mi dai cu barba pe la gură și nu mai poți face nimic. Du-te de aici! De că am avut să încep cânt cu și ala, și că noi, și că doi, și că amândoi și eram în trii. Și mai faci, măi... Bine, mersi. Măi, guz, așa-i? Da. Și înseamnă guz, în primul rând? Guz, eu... guz e... Gâșă, ușă, zâng... De fapt, provine de la familia Guzu, dar după cum ne-a spus niște cunoștințe de-a mele, că guzul există un gen de rozătoare care trăiesc sub pământ. Corect. Să înțeleg tu roz? Nu, să înțeleg că eu sunt fel de rozătoare. A, rozătoare sau rozătoare și ești? Rozătoare. A, rozătoare. Mai roz o să fii mai în... A, ia ca... Noastră, da. Ia ca, măi, dar și eu sunt Doana, dar tot rozătoare. Rod și eu, toamna... Am înțeles, măi Gus, că faci naveta, România, Moldova, ca așa este... Giochi, da, voi da. Știți, dar ați cucerit Moldova aici, vă duci apropo, și acolo. Eu idei n-am ținut asta, Giochi. Toată lumea vorbește, dar eu nu țin Giochi. Ei, Giochi, ia ca să dau o poză și ai să o iei acasă, okay, hai să studiez. Ok, eu tot fac în Aveta, da, București. Da, el a fost la un tal... Tu ce faci în România? Noi ne-am întâlnit în drum. Eu ce fac în România? Deci, da. Lucrez într-un studio care l-am creat noi cu Max Chisaru, se numește Republic Music Group. Așa. Așa e? Muzică... Facem piese, recent am scos un album, eu vin în Chișinău, filmez videoclipuri la piesele de pe album. Da, acolo și faci, acolo lucrez. Lucrăm, aici acolo filmez... studio în care înregistrăm, așa. În care, bine, creiem într-un fel sau altul, după care vin acasă și la tot ceea ce am creat, ce am înregistrat și am produs până într-un final, îi filmăm un videoclip sau un lyric video. De am înțeles. Măi, Guz, vreau să te întreb o chestie importantă. Totuși, viața este amețitoare sau înșelătoare? Mă refer la piesa asta. Viața este înșelătoare până la o vârstă, atunci când ți pare că viața e înșelătoare, după care este vârsta viața amețitoare, după care este vârsta viața e frumoasă și dulce și după care este vârsta viața e scurtă. Dar vreau să zic o chestie importantă. Eu sunt frumoasă, dar tu de că îi știi, nu ești blicitat frumoasă avem. 3, 2 și... Publicitate! Oh! Publicitate! Oh! Ce-ați mai pus, doamne, Dumnezeu, leacă, publicitatea și-a prins momentul să vadă buburuza Dorii. La mine, dar mi-i gândac de Colorado, îmbătrânit, șed cu minte! Prinț puf și faci! Of, cu ai love, e că ne-o chicat. Ia. Apropo, Ne-a părlești buburuza Dorii, așa e. Ia povestește-le, să gândiți buburuza ta și apărmă să ieșim care și la... Care dintre însele?
Apropo, am înțeles că ai acasă două buburuzări nitele frumoșele și talentate. Ce-ți povestesc? Despre care buburuz povestesc? Despre buburuzele mele, că eu le numesc mai mult iepurișchi. Da, și, da... Că-s ca iepurașii. Tic-tic-tic prin casă. Dar și când despre buburuz? Despre... Păi stai, că am cântat despre buburuză, când ele am dat erau? De buburuză, că ele nu erau. Așa? M-am jucat cu buburuză, au apărut iepurișchile. Da, poate și... pe viitor așa apară și iepurișchi. Dar da, nu poți să scoți buburuză și scânți iepurișchi-rișchi-rișchi? De ce nu? Dar iau ce idee, iau-te măi și-s genială, măi ceva ca o curcă. E bine. Oameni buni, știți că Guz, dacă nu știți vă spun eu, e tătic de gemini, două fetiți frumoase. Am vrut și eu să fac gemini, dar pe vremea mea Guz era în pozonchii. Și n-am făcut. Cum te descurci, tătic, cu două fetiți mitile și cu o femeie care necesită întreținută? Păi, în timpul apropiat am simțit că practic nu mă descurc, cred că cu prea puțin timp îi ofer familiei, copiilor, soției, cred eu, dar din cauza navetei și din cauza că am lucrat la albumul ăsta. Așa? Acum având un... practic ar trebui să am mai mult timp dacă albumul a apărut, dar mă ocup cu filmările astea și iar mă ocup prea mult timp și intru într-un tepou în care devin fanatic și îmi place... Știi cum e? Omul se adaptează la ceea ce face și cum vrea mai mult, mai mult, mai mult și tot mai puțin, mai puțin timp vine. Cred că o să ajungă timpul când am să fac un popas așa micuț acasă. Dar vrei să te dai și planuri de viitor, dacă tot mai mult și lucrezi, mai puțin cu familie. Vrei să ajungi un star internațional. Vreau să ajung împlinit spiritual, împlinit din punct de vedere ca om de artă. Artist, așa? Dacă îmi permiteți. Dar îți permit tot? Hai, atingi-mă, hai, dar îmi zi. Ușel. Firmă, nu știu, aștept, cred că, momentul că să mă așez la... în cuibariu ăsta meu, în care să mă simt confortabil. Lângă iepuraș, lângă cu ce, ce fac, să mă simt confortabil acolo. Unde stau, ce fac, ce am de gând să fac și cum trăiesc și, în general, să mă simt și eu la... Om! Da. Asta așa, mai, dragii mei. Poate voi nu știți, dar vă spun eu. Armonia asta să găsesc. Armonia de familie. La mine, uau, și rău. Și, mă, da, măi, la distanță când e rău, mă doare în... Pune-ți pierni între noi. Pune-ți pierni, măi, între noi, că ești prieten. Dă-mi și căruța la mine. Dragii mei, vreau să vă zic că Guz este și actor și foarte bine să o isprăvit la provocarea care i-am făcut-o. Eu zic, măi, nu știu, eu știu că de unde ești, măi, tu? La Leova. Chiar din Leova? Da, Leova. Ce cam bună seara, Leova. Dora, Leova. Eu și bine sună. Vreau să vă zic că cu Guzușor, am fost și am cules niște poamă la șinul Leonia. Zic, măi, vină frumos, Leopi băiat, e tânăr, e muncitor, să facem niște must. Ia dă telecomandă, așa că eu nu mă plec, cam oasă în pânci. Așa, ești pregătit? Hai. Opa! Doamne ajută! Dar și așa fără blagă! Ați obosit, așa-i? Dar cu așa-i, așa-i, hai, trece cu așa-i! Ai un barb niez, dă-i niezul jos din barb, așa. Doamne, și uite, și nu Ionia, și fășeți, mai aveți? Mai avem o lecțică. O lecțică, așa-i? Ei, dar cum? Dar ești cine ta mară, of, deci pup, ce mai faci? Așa-i? Eu la Chișinău m-am învățat și o leacă mai glamur, dar cum merge lucrul? Ia, uite, ia, dar cum merge, bine? Bine, așa-i? Da, suntem de dimineață pe rouă, de pe rouă. Ia că ai pe rouă nu au vrut, câtă noapte au fost cu balul, am avut concert ăsta, Guz. L-am adus, v-aș uite, îl primiți? Îți fădure la Chișinău, ei. Acum, ai da. La Chișinău, bă, că nu... Te-ai tăiet. A, nu m-am tăiat. Hai, haideți că noi ați vă ajutăm. Ia că asta e poamă, Guz, ai văzut poamă în viața ta, s-o mai jin. Am văzut-o deodată în pahar. Asta e bună, haide la lucru. Nu mă îngâna, te rog frumos, și ești lucrează. Eu venit el la aici. Ca să zic în șina că și l-ai adus pe ăsta, nici nu știți. Culeagă numai... Auzi, Matali, dar cunoști pe interpretul ăsta care a venit? Nu. Guz, ai auzit? Da, cânti cu lui, cu buburuză, nu știți nici lucru? Da, știu. Ia spuneți-l. Îl știți sau nu? Știu, dar nu poți vă-l cânt. Buburuză, ruză, pictați pe bluză, știți? Dar alt cântic de-a lui și în tamară. E bunișor băiatul ăsta, lucrează bine. E bunișor, dar parcă în realitate pare altul, dar la televizor e altul. Dar televizorul e deformează. Da. Dar eu par real sau nu? Ei,
Da, da, că spre bunișoară. Spre bunișoară, așa e, lasă, lasă. Apropo, știți vreun cântec de la Dealuguz? E, de ziua ta, așa, pe, de ziua mea, așa, pe... De ziua lui? De ziua lui, de ziua seta. De ziua lui singur, e, da. Bun, dar... Guz, știi, mai Guz, mai, știi vreun cântec despre poamă, gen? Bună genul, Giurgiuliu, mai lac de digi de digi de digi de digi de da. Bună genul, Giurgiuliu, mai lac de digi de digi de digi de digi de da. Cules toamna pe târziu, lei de 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 de. E cu eu cu de 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 nu prea pot eu. Cules toamna pe târziu, mai lac de digi de digi de digi de da. Dar la urmă și te-ai îmbatat, da, da, da. Așa e, nu? Așa e cânt cu așa e, bun. Mai pe brumă, mai pe măt, la digri, 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 da. Mai pe brumă, mai pe măt, la digri. Dar apropo, mai cu ăsta, ce nu vrei să faci un concert în ji? Să-i aduci puteți la cules poamă și tu să-i cânti, în loc să stai să dansezi ca păpușile? Nu știu. Ia ca primi telespectatorii, ia, iau-te. Și? Eu sunt moar. Dar de ce? Îi aduc în jii. Dar de ce? Că când îi aduci în jii, mor. A, ei, măi, și tu parafrazezi frazele. Ei, eu sunt mai proastă, eu nu știu ce ești tu. De cum să nu... Și spari, și șoroi își faci. Băi, el le-a zis la oamenii ăștia, măi, de cât spune stensile astea să nu mă mănânci poama grauri, ăștia puneți-mă pe mine și luați să aveți poamă club la sută, cina. Băi, Guz, ajută mai femeia, că nu vezi? E ca așa, eu știu de cu foarte ca de jii. Așa. Ți-i de care jii nu-ți place, cel alb sau de cel al tulburel? Alb îmi place. Alb îți place, dar azi ai să culegi poamă neagră, hai la sigur. Ei, las că-i bună și asta. De cât deloc? De cât deloc. Ei, măi, dar ce facem? Nu facem nici rău, așteptăm să vii mașina. Guz, ai stat la masă așa rotund vreodată, pe vârf de deal? Da. Și e bun papanașul? Da. Papanașul este bun. El cântă una, două. Ia cam atât când vine și mașina. Vine, măi, încoași-mi acolo, acolo e râpă! Așa, treci prin partea cealaltă. Ia ca am încărcat și poama și ducem acasă, o dăm la drobilcă. Da, după un pahar de țuică, vine anijoara puică. Ei, lasă-o să vii, dar hai, pornește două șovier. Și ieșați, băi, cu femeile. Treci de scarcă, dumneavoastră mai iartă. Femeile ori de ori lucrează și bărbați ori ori, tătă ori, dughi. Treci cu așa mă ajută. Ride el. Wow! Și e neo... Te duc la dus. S-a mâinile. Dar cum? S-a spălat mâinile. T-ai dat la teasă să-ți spălate-l mâinile. Ia ajută-mă, frumușel. Răsuți mâinile astea, că nu ești... Hai. Wow, hai. Că de băut sunteți primii mei, dar de lucru, ne. O avem bun să veniți la mine la hram, ca să vă dau șin de ăsta proaspăt. Adică ați zis la șinul Ionia, la șina Tamara. Guz, ești cu noi? Măi, am să te rog, ia oprește, nu o fă fi gospodarul. Ia spune la o țară întreagă, de la câte pahare de ceai să-mi bată Guz? Depinde de ziua de lucru. A, păi, da, e ca ziua de azi? Păi nu știu, trebuie să văd. Și să vezi? Să văd paharele. Vreau șase să ajung? Șase mult. A, bă, hai, dar la masă lăsăm, gata, hai că oricum polovocul e plin. E ca așa e, măi, Moldova. Lucrăm frumușel și la urmă mâncăm. Guz, cum e experiența la cules cu oameni? Vă aștept și 40 zile să bem vin. Dulce-i vinul, dulce-i vinul. Ia ca na, poftim. Păi ești la leu, băi, mi-ai fost la cules poamă, că am văzut cum m-a cu foarți, că ei parcă erai o fată mare. Nu, am cules în viața mea, am cules poamă, am făcut, am băut vinul pe care l-am făcut, adică experiența am destulă. Doar că de mult n-am făcut chestia asta.
Там doar. Dar ce nu faci cu ele? Spa mai o țâță mai sus și una mai jos. Ei, și s-a ridicat la mine țețele. Du-te de aici. Dar ce-i faci să mă uiți? Și sus. Eu am fost la școală, n-am putut sculeg poama. Dar păi trebuie să înveți și educat frumos. Hai, lasă, nu ne deranja invitatul. Cam ușa să speri și să duc acasă. E că îți place barba, așa-i? Ții să o crești pe-a ta și nu umbla la barbă străină. Apropo, la Leova, mai rămas cineva la tine acolo, la oraș? La mine la Leova au rămas doar bunica și verișoare. Atât. Dar recunoaște, te duci pe bunică, s-au ajuns la cules poamă, la scos morcovul din pământ. Mă duc, că bunica trăiește la bloc, dar la cules nu ajut cu nimic, că nu e nevoie, nu are grădină, la casa mea grădină crește la, și culeg oamenii care au grijă de casă. Vecini, așa-i? E ca așa-i Moldova noastră. Da. S-au dus cam teți în departare, șed vecinii din când în când și mai culeg și mai crește pe acolo. Da, dar apropo, bunica tati, te-o mai propozit la viața ei sau nu? Ai fost un copil mai de Isa? Păi bunica, practic, bunica care mi-a rămas doar bunica mamei, adică mama mamei, ea m-a crescut, la ea toate verile le petreceam, adică... Asta e bunica pe care o cunosc cea mai bine. Bunica, te apăra când făceai șotii, așa-i? Mă apăra, mă băte, adică mă putea la mea în spate, și ne acolo. Asta sunt. Dar cât aveai? Și aveai vreo trilunișoare, așa-i? Da, aici nu știu cât am. Aici și la știi gândi, la buburuz, la știi? Bine, n-am la mă gândim, în general nu știu. Dar tot din Gemini ești sau ești dublu și asta? Nu, asta sunt eu în ambele. Tu ești în ambele? Dar cum asta tu ești în ambele? Adică m-am pozat întâi în un oraș, m-am pozat în altul. Dar până le puseam în două într-un alt pom. Ia și simplu, măi, dar eu ca nebun am înțeles. Credeam că de atunci, măi, cu Gemini, poate de atâta tot ești în Gemini. Nu, frumușel, Samini, apropo, fetițele seamănă cu tine? Da. Da, da, și. Da, seamănă. Tine sau seamănă cu mama mai mult? Seamănă și cu mine și cu soția, respectiv ele, dar se schimbă tot, se schimbă, adică câteodată seamănă mai mult mie, câteodată seamănă mai mult soție, na. Hai să vedem și alte imagini, că așa, aici ești miteluț, aici ești cu mișor, nu prea am, deși mă lega, știți, sunt copchilași, sunt copchii, sunt frumoși așa cum sunt, hai să vedem alte. Dar aici ai și. Ah, da. O colegiu de muzică și tă, Neagă. Da. Și ștă. Ștefan Neagă. Da, profesor, da, unde ești tu? Iată-mă sus acolo. Iată-mă, uleac să mă simt eu profesoară de la Ștefan Neagă, iată să mă mândriesc, mă, ia uita să poftim. Aici stai gus, da. Cu pletile în vânt, parcă-i Mihai Eminescu. Și nu mai cunosc eu aici. Stai că Olga Busuioc e acolo. Care-i Olga Busuioc? Ia că în cap ticeală. Aici? Mai acolo, da. Ai asta? Nu, aceea e Irina. Ia că Olga Busuioc. Bună seara, Olga! De unde ești și faci, știu că ești în fundul lumii. Asta e Mariana Bulicanu. Care? Asta, Mariana Bulicanu, nu știu. Cum nu știi? Ai, asta care cântă oamenii. Da. Ia-ți cânt și eu, pași. Nu pot, lasă. Aici stai Andrei Julihovski, așa, că Andrei Julihovski, care cântă în Bălșoi Teatrul Moscă. Bravo, iată, măi, apropo, e... generații de artiști talentați. Generații de artiști. Adică mă refer și băietul ăsta, că e cu Piorușchi. Da, Igor Sârbu, măi, frumos, acolo. Tânăr și veșnic tânăr și frumos. Mai așa, sunt mulți așa, acolo, da, mai bine. Sunt mulți, dar lasă, e important. Iată, măi, ai făcut colegiu de... Am făcut muzică, Ștefan Neagă la dirijat coral și cantul academic. Și am uia cânti din gură. Dar și noi tu să dirijezi, tu. Păi dirijat coral presupune să cânti din gură, cum spui mata. Așa? Dar și cânti din fel? Instrumente. Din instrumente, da, și om. Hai să trecem la... Of, Doamne, și asta. Da, asta noi am fost la un festival. Dar și să ești, stai că eu nu-i cunosc pe niciunul. În oranjiu Ion Paladie, în roșu Igor Strebițchi. Așa. În negru Ion, asta e la mine în cameră, asta e în Elveția, Basel, wow. La festivalul de cori. Ia uite, mă, ești frumușăi tine, câți ani aveți aici? Aici eu am 17, nu știu care e diferența între noi. Ia Strebițchi și roșu frumos și poziția, eu și patul și-mi place și de domnul Paladie. Ia uite, are și el de astea cum era în modă, tufli de astea cu guieti în bot. E bun, îmi place. Bravo, hai să trecem la următoarea poză. Dar ăsta și stângi cap, îl doare cap? Sau prea mult o scris sau prea mult o cântat? Că transpirat. Știi că asta e o poză prinsă momentan, gen poză true. Life. Adică voi nu v-ați așteptat. Da. Dar domnul Capșon și bea acolo. Ce ai? Cred că bea ceai. Din iente sau din curcuduș? Lui plăcea, el până în ziua de azi iubește ceaiul. Ceaiul, nu ceaiul, adică îi plac burienile de păduri, chestii. Și mie îmi plac. Romanițul. Întreabă-l pe Guz de câți ani știi pe Capșon. Ah.
De câți ani îl știi pe capșon să interesează fata asta? Îl cunosc de la vârsta de 12 ani, 11 cred că așa ceva. E bun? Hai să trecem la o altă poză. Mai este vreo poză? Practic, seama ta. Cam de seama ta, vezi? Hai la o altă. Oleu. A, sfatul ăsta. Este și Tarzan, cine este? Ăsta e Lior, Excelsior, din spectacolul Excelsior Lior de Tudor Țărnă, de la noi în teatru. Ăsta e prințul unei lumi necunoscute din depărtări, în care e o armonie mare, unii tot plânți, buni. Dragii mei, dacă vreți să-l vedeți pe Guz, nu numai cum cântă despre buburuz, ploaie, tristețe, veniți la teatru Ginta Latină să-l vedeți la spectacol. 11-12 pare mi se că avem spectacol, veselul cu mulți. Dar apropo, Guz, vrem să te întreb o chestie importantă. Când îi vede oamenii, da? Da. Când îi vede publicul. Adică tu vrei să mă întreb dacă am care este reacții din sală. Care-i Guz? Ia că când apar în spectacol ăsta, când apar pentru prima oară, apar de sus, deschide frumușă, lumini, ta-da-da-da-da-da-da, și iese marele rege și uite, au Guz, așa l-ai Guz, că are Guz, da, așa l-ai Guz. Apeca, măi, și oamenii tot așa au întrebat, oaca Guz, oaca Guz, am trimis-o pe Jănica mea să vadă în oraș. Și mai faci în lumea și dacă știi despre Guz, despre buburuze, hai să vedem imagini. Dar unii telecomanda, mi-o luat, așa, hai. Opa! Eu mă aud, microfonul lucrează, pâș, pâș, tâș, tâș. Este? Mă văd? Bună ziua! Eu ca tare am vrut să am aripi de buburuză, dar eu n-am găsit nici o aripă de buburuză în oraș, că Guz, aici au luat toate aripile de buburuză și ca și eu al ghinut. Și trebuie să ar din floare în floare. Începem! Putem fi mine? Eu sunt Alginuță și iubesc Pama. Poți să mai șeste Pama dumneavoastră? A, mersi, I'm sorry. Presați deși? N-a de timp. Simplu ca pământul, o întrebare. Sunteți gata? Asta. Eu simt că voi tare vreți să dați interviu. De ce nu? Ne văd de oameni tineri, frumoși. Te znaiești Guza? Guza? Guz. Da, tak, немного. Salut, surorilor! Mac, Mac! Îl cunoști pe Guz? Uite, foarte simplu. Am văzut la nuntă. La care nuntă? La un banchet. Cântat. Vreau să-ți întreb, deși la toate zilele de naștere să cântă cânticul de ziua ta? Pentru că e un cântic foarte vesel, mie personal tot îmi place, nu știu, chiar e vesel. Dar ce rimează cu Guz? Nu știu. Harbuz. Domnule Guz, bună ziua! Bună ziua! Văd că ai dispoziție bună! Se vede gura mea? Tot se vede, și în gură și azi. Uite, ce transmiți unei Moldove? Să-și iubească țara, să buburăzele tot. Dar deși cânti numai despre animale, dar nu despre oameni? Da, eu nu știu, eu îmi place să cânt despre animale. A, despre ce animale cânti tu? Despre toate animale. Ca de exemplu, bubu. Buburuza. Pisi. Piscuța. Și ce animale plănuiești să mai cânti? Despre cânișorincă? Gata, ajunge, nu mai avem animale în Moldova la noi. Bună ziua, domn Adrian. Bună ziua. Cum a fost duetul cu Guz? Un duet foarte bun, dar oricum Guz nu mi-este oponent, aș spune că el e mai slab ca mine. Vreau să-ți transmit, Guz, că ai putea să încerci mai mult, poți mai mult. Asta. Eu de la tine piesă noi, mai aștept un duet și vreau să știe o lume întreagă și toată Moldova că eu sunt mai bun ca tine. Azi noi vrem petrecere să fie, să noi ies acum 9000. Guz, ești gata? Da. Adrian, ești gata? Mereu. Și 1, 2, 3, începe Guz! Bilba-pa-pe-pa-po, alerg prin ploaie încet. Bilba-pa-pe-pa-po, stau pe lângă bloc și aștept. Bilba-ba-yo-yo, bilba-ba-yo-yo-yo, cu-cu-cu-cu-cu-la-la, cu-cu-la-le-le-le. Așa, bine, Guz, bun, bun. Adriane, cum îi răspunzi tu lui Guz? Așa, fă-mi asta. Oh, bine, 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 hai. Și... De ziua ta, ziua ta, ziua ta, eu îți ofer dragostea, dragostea. Este ziua ta, de ziua ta, ziua ta, ziua ta, eu îți ofer dragostea, dragostea. Wow, Guz, am ultima întrebare la tine. Da. De ce inventezi cuvinte? Cu-cu-cu-la-lele. Cu-la-lele.
ulalele, ce înseamnă? Ulalele, vin cu ulalele. Trebuie să-l trezi la braz. Să-l dăm la braz de pe gust, cânte normal. Da, schimbi repertoarele. Cred... Și inventează cuvinte? Da, toți compozitori inventează așa cuvinte. Ce părere ai? Normal, normal, scoate cercelul și astea sunt mai bine. Dar așa normal, talentat. E talentat, așa spun și eu. Dar căpșonul încă și mai talentat. Dar pe guz îl știți? Da. Guz! Foarte bine. Dar tu îl știi? Nu, prima dată aud. Hai, fugi, te rog, de așa. Fugi, tu nu mergi. Și cântă? Buruză, ruză, nu. Pictată pe? Buze. Buze! A, bluză. Cum credeți, care e șoseaua aceea despre care el cântă? Nu știu. Posibil drumul spre Vama Leușeni. Ce îi transmite lui Guz, dacă ai fi Adrian Ursu? Dacă aș fi, dar eu nu și relația, e ca să-i transmit ceva. Dar cum crezi și relația el cu Ionel Istrate? Nici atâta n-am idee. Domnișoară, domnișoară, te-am visat în vis aseară. La 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 la. Că-i fi Ionel Istrate, ce îi transmite lui Guz? Stop, gândește, păstrează gândurile în cap. Tu iei masca, nimeni nu te știe. Noi asta nu o să băgăm în cadru. Da, da, crede-mă pe cuvânt. Nu, el nu filmează, el se joacă, că el e mititel. Așa, tu ești Ionel, corect? Da. Tu cânti despre dragoste. Da. Guz cântă despre buburuz. Da. Și vrei tu lui să-i transmiți? Oprește-te. Oprește-te, Guz. Oprește-te, Guz. Încă o dată, oprește-te. Oprește-te, Guz. Mulțumesc. Cu plăcere. Bobă roză, roză, pictată pe bluză, ai, ai. Bobă roză, pisicuță, gândă șel. Jana, vezi, ești de mine, ce faci de oameni mizerii? Ce faci? Au trebuit să la lucru? Apropo, hai, că dacă tot Vrănica o întrebat, de ce inventezi cuvinte noi? Ce faci tu? De ce? Păi nu știu ce vrei de la mine, că eu încă sunt acolo. Tu ești de acolo cu fanii tăi, cu Ionel Istrate, cu cine era acolo, ăsta, păi, Adrian nu, Ursu. Nu inventez cuvinte, astea nu sunt cuvinte, nu le numesc cuvinte, deci prin pampon nu-i cuvânt. Dar și el cânt, dar rămâi, prin pampo. Păi, dar ce cântă lumea? Rământări de limbă. Dre. Așa, când... Sau mai, oameni, eu știu adevărul. Fetele lui grăiesc, au doi anișori, da, așa. Și când începeau să gângăiască ceva, el nota, pim-pam-pu, m-a zis, am să o folosesc când cânt cu despre ploaie, să spui buburuz, sau nu-i drept? Nu, că fetele încă nu erau când au apărut pim-pam-pu. A, dar da, ți-ai notat ceva notiți pentru alte cuvinte noi? Nu. Ies din alfabet. Mă inspir doar și atât. Te inspir doar și atât. Apropo, cum, Jonica, mi s-a descurcat de minuni sau nu prea? Super. Super, eu îți spun că eu încă sunt acolo. Și nu-ți place? Îmi place. Îți lasă place, că știu în pat. Apropo, când scoți un nou videoclip, o nouă piesă? Deci, știu că ai scos ploaia? Da, așa. Scos ploaia. Dar vântul când ai să-l scoți? Sau nin soarea? Îmi bate la geam. Geam. Dar poate faci un duet, măi. Nu, eu cum te invidiez? Să mă invidiez pe mine? Tot e posibil în viața asta, adică de ce nu? Ai 3 secunde. Dă-i. Să apar în cântic Dora, Guz și Înflăcărații. Hai! 3, 2, 1, cântă! Înflăcărații se uită la show-ul lui Dora și trebuie să mai apară Guz! Guz se nervează și înflă... Fami Dora, 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 Dora! Ia că mergi, dă-ți-i toamna! Patlajelile s-o copt, apropo. Guzică, hai că știu că o venit și ce-o adus cu mașina, că tot trece frumos. Da, cine cânti astăzi la karaoke? Cum crezi? Nu știu, dar văd deja... Și vezi? Ceva și... Vezi ceva în chirliță, așa-i? Da, și în chirliță. Ah, în chirliță. Dar ia uite acolo și... Dar apropo, la școală ai învățat în chirilit sau ai învățat nu, în limba apropo, română? Da, apropo, deci eu dacă sunt copil încă crescut în timpul comunist, așa? Păi primul alfabet pe care l-am studiat era în chiriliță și eu deja puteam să citesc, să scriu. Și când m-am dus în clasa 1, a apărut grafia latină, tot în latină și eu cunoșteam literele și pentru mine era un conflict foarte mare, fiindcă pentru mine S, I ce?
Și pentru mine V e B și tot așa. Deci eu avem un conflict foarte mare în clasa 1. Ei, la mine și amuia ăsu-i ce, că eu din mitic numai chiriliță, chiriliță. Așa m-am învățat și așa sunt și eu. În chiriliță, dar bacă nu-s la bun. Dar știți, e că mi-a venit în cap. Deci Moldovanul cred că spune, în loc de ce, spune și. Cred că din cauza de la chiriliță. A, că el nu știe. Ce și-l spune? Și și asta, băi. Wow, Doamne, scuze că m-am întors cu fata la tine. Am un microfon, am vrut să-i pun Swarovski, dar știi, nu mi-au ajuns bani. Am să te rog foarte frumos, pentru țara noastră, Moldova, pentru toți vecinii care au venit după Jin, știi, vreun cântec ceva legat de poamă, de struguraș, struguraș verdin. Nu, eu știu multe cântece, dar iată cânticul ăsta a să mă împiedice. Las că ai să despiedic eu dacă ai să te împiedici cânti. Ești actor, ești din situație. Da, ești actor, spune poezie. Da, la teatru, dacă uiți textul, ai făcut o virtușcă și ai ieșit. Da, este foaia asta albă, suntem cred că toți actori. A, păi hai, te rog să ieși în picioare. Jonica, vine la concert, la concertul lui Gus. Da, și vei așezat? Îmi place, da, diafragma e mai liberă așa. E, și mie îmi place așezată. Sunt mai sigur, știți cum? Wow, mă aud. Culcat, nu vrei? E posibil și culcat. Poate că... Dulce-i vinul, dulce-i vinul, dar mai dulce-i mândra mea. Dulce-i vinul, dulce-i vinul, dar mai dulce-i dragostea. Dulce-i vinul, dulce-i vinul, dar mai dulce-i mândra mea. Dulce-i vinul, dar mai dulce-i dragostea. Și încă o dată! Dulce-i vinul, dulce-i vinul, dar mai dulce-i mândra mea, măi. Dulce-i vinul, dulce-i vinul, dar mai dulce-i dragostea. Dă-i cu drapu! Să merg! Curata, nu, mândruliță curata, floare micșunea, acum mă-mi bată antruna. Pe la crâșmă nu mai trec, nu mă mai petrec, nu mă las mândruțos ca să plec. Când îmi îngurarea mândrulița mea, îmi trimite dorul după tine. Nu mă lasă să închin un pahar cu vin, nu mă lasă crâșmă să rămân. Și împreună! Dulce-i vinul, dulce-i vinul, dar mai dulce-i mândra mea, măi. Dulce-i vinul, dulce-i vinul, dar mai dulce-i dragostea. Vine la tata, și! Dulce-i vinul, dulce-i vinul, dar mai dulce-i mândra mea. Dulce-i vinul, dar mai dulce-i dragostea.